Incendiu cu degajare mare de fum în ziua de Paști la clădirea halelor centrale din Ploiești. Pompierii s-au luptat cu flăcările orenșiri. Doi muncitori care se aflau în interior s-au intoxicat cu fum. Focul a izbucnit în interiorul halelor centrale din Ploiești. Mai multe standuri ale comercianților au fost făcute scrum. Cel mai probabil, focul a pornit de la o instalație de iluminat ambiental, care era montată pe raftul unui chiriaș. Incendiul se manifesta cu degajare mare de fum pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, la mai multe mase plastice depozitate în interior. Două persoane sunt asistate medical după ce au fost intoxicate cu fum. Pompierii au reușit să stingă flăcările după mai bine de 2 ore. Suprafața afectată de incendiu depășește 100 de metri pătrați. O anchetă urmează să stabilească cu exactitate de la ce a pornit focul. Clădirea este considerată cea mai reprezentativă construcție a orașului. Are o vechime de aproape un secol și este o capodoperă arhitecturii interbelice românești.